Dragii mei, vreau să vă doresc, în primul rând, multă sănătate, mari succese, îndrăzneală, fiindcă, cum și a zis doamna directoare, de aici începe urcușul vostru. Și vă doresc ca urcușul să fie ușor. Succese și iar succese! Mulțumim! Cum vorbeam, au lucrat în paralel cu clasele a șaptea, doamnele diriginte Mantea Svetlana și a babei Anastasia. Vă ofer cuvântul, doamna. Câteva cuvinte a fostei diriginte. Ce am vorbit anii trecuți, am vorbit la ordine de dirigență. M-am privit pe mărchișori și de fiecare dată voi înțelegeți ce spun. Și cred că o să vă reamintiți. Cel mai mult v-am învățat dragostea de oameni. Cel mai mult v-am învățat respectul. Și am spus că unde plecați, purtați cu sine cel mai mare valor de ei cu tine. Numai omenia, înțelepciunea, dragostea și respectul. Asta să le purtați întotdeauna, asta vă rog. Nu puneți accent pe alte valori. Cei mai valoroși purtați cu voi. Asta nimeni nu va fura și nimeni nu, și nu se va împuțina dacă vă ți împărțit cu alții. Succesul mai departe. Doamna Anastasia, vă rog, un cuvânt, două. Aplauze, aplauze, aplauze! Ce pot să vă spun? Credeți că azi a venit. Nu prea prefer să vin, dar azi a venit. Asta înseamnă mult. Nu vă mai spun mult, v-am spus de ajuns. Cred că am arătat. Așa sunteți sătui. Să țineți cont măcar de o parte din ceea ce am spus. Ce vreau să vă spun? Prima palmă de la viață ați primit-o. Dar să știți că Domnul dă greutăți la așa care îl poate duce. Așa că sfiți tari, sfiți mari, să vă meargă în viață, sfiți norocoși, dar nu uitați totuși că norocul e cu mintea. Și vă urez o cale așa, ușoară, ușoară, dar mă rog, să nu uitați de școală, să nu uitați de noi, dacă am fost prea dure, să ne iertați, dacă o să mai reveniți la cuvintele care le-am spus, să ne informați, noi să ne bucurăm. Și vă așteptăm la școală. Vișina de pe toate. Doamna Angelenici Stepanida, diriginta clasei absolvente 2017. Ei, mama din Prumut, sau cum să-i spun, mama și-i vitregă, care e... Mama e bună, care e da. Ce pot să vă spun? Sunteți la vârsta când visați, plin de vise, vreți să zburați cât mai repede, să vă duceți, să fiți liberi, cât mai multă libertate, așa? Eu vă doresc să visați, să credeți în vise, să credeți în vise, fiindcă ele se realizează, numai cel care crede. Dumnezeu a visat și a imaginat lumea și apoi a realizat ceea ce avem noi. Așa că fiți perseverenți. Să vă aduceți aminte de colegii voștri, să nu uitați, să vă întâlniți la sărbători, că e foarte frumos când veți grupuri din astea nedespărțite, fiindcă o să vă pomeniți într-un moment dat al vieții când o să spuneți ce s-a dus acolo, ce își face parte din ograda voastră. Așa că visați, stimați pe cei de acasă, că de acolo se începe educația, și apoi pe ceilalți din jurul vostru. Mare succes! Aceștia au fost actorii care au contribuit la creșterea acestor drăgălași copii. Mamele, de altfel, pentru că dimineața plecau de la mama de acasă, însă cu brațele deschise îi primeau altă mamă, care le rodeau, în ghilimele, urechile până la 2-3. Însă sper eu că acest
deplin de ajutor pe parcursul vieții. Și acum rog să se alăture la cele spuse